Hei, salutare tuturor la mine, fraților, la un nou episod, mă, fraților, de prototip, prototype, mă rog, să le jocul. Bă, frate, deci jocul ăsta e jocul copilăriei mele, adică bine, printre jocurile copilăriei mele, bă, deci ăsta îl jucam, frate, în fiecare zi. Nu l-am terminat niciodată, dar știu că mă duceam, adică seria asta de-aia o și fac să termin jocul, pentru că niciodată nu știu, nu știu finalul jocului, practic. Există și Prototype 2 și o să-l joc după ce o să termin primul prototip, adică ăsta. Deci despre ce este jocul? Este despre băiatul ăsta care îl cheamă Alex și nu mai știu cum îl cheamă, bă, pe ăsta Alex și cum ai ceva. Și nu știu ce dracu e el, demon, uitați și ce poate să facă. Sau uitați ce poate să facă, adică vă rog frumos, uitați. Și BUM! Eu sunt bomba nucleară distructor. Ia uite-l pe ăla cum zbura, mă, mâncați așa. Deci poate să facă prăpăd, practic. Și poate să, nu știu ce dracu, să se transforme în oameni și să facă chestia asta. Și m-a văzut cineva. M-a văzut un elicopter, așa e? Poate să aibă ghiare, deci dacă omoară alte animale. Deci o să vedeți că e o infecție în oraș și dacă le omoară poate să le ia puterile. E super, super șmecher jocul, frate. E super, super șmecher jocul. Și am câștigat eu primele două misiuni, primele trei de fapt, pentru că jocul era foarte plictisitor în primele trei misiuni și n-avea rost să filmez chestiile alea. Ok, hai să mergem la misiuni. Ok, upgrade, asta știu și eu. Cred că am vreo 300 și ceva de mii de puncte de alea care pot să fac upgrade cu ele sau ceva de genul. Nu o să fac upgrade acum. Deci da, dacă vreți serie de prototype. Bă, dacă vă întrebați de ce filmez la 720p este pentru că jocul este mai vechi și suportă maxim rezoluția asta. Adică dacă dau mai sus, pică jos. Și de ce să filmez 1080p când tot 720p se vede? Și mai ales dacă filmez 1080p o să se vadă mai nasol pe filmare, o să se vadă mai pixelat. Știți? De-aia filmez 720p. Îmi pare rău. Prototype 2 o să-l filmez în 1080. Uai, ce față are asta, mâncați așa. Ok. Collect the genetic material. N-am salvat misiunea asta. Misiunea asta am mai făcut-o odată. Nu e problemă, mai facem o dată pe filmare. Trebuie să mă duc să distrug niște de alea, niște canistri, nu știu, de alea de apă și dacă nu o distrug înainte să bubuie ea, o să iasă un monstru și o să trebuiască să mă bat cu el. Și acum mergem în zona infectată, practic. Și aici o să fie zona infectată. Uite, și apare pe radar că e infectată zona. Aici sunt zombie, monștri de aia care o să mă lupt cu ei și de aia ar trebui să-mi iau ghearele. Sau de fapt nu acum. Pentru că încă n-am ajuns. Uite aici, deja începe să fie infectate. Uite, mașini aruncate, chestii. Ia uite, deja s-a făcut și imaginea mai roșie. Ia uite ce e aici, uite, elicoptere. Hai să mergem aici. Deci, uitați. Trebuie să le distrug înainte să se facă. Și acum o să iasă un monstru de aici dacă nu reușesc. Chiar să vedeți. Deci trebuie să ajung repede să o distrug. N-apuc să o distrug, așa e? N-apuc, n-am distrus-o, n-am distrus-o. Aba da, am distrus-o, am apucat să o distrug, yes. Deci vedeți, trebuie să o distrug și monstru moare dacă o distrug. Dacă nu o distrug, monstru... Ia uite pe zombi ăștia, bă, cine sunteți voi, mă? Haideți, mă, mânca... Ia uite, l-am tăiat. Zombii nu se taie aparent, adică dacă l omor, nu se taie. Și pot să-l iau să-mi iau heal, adică fac așa, îi fac așa și am heal acum. Easy boy. Haide, boss, la mine, nu te lăsa. Ok, și mergem la următorul. Trebuie să colectăm tot genetic materialul ăla. Unde e? Sus aici pe cădire? Am înțeles, frate. Hai, de. Collect genetic material. No, uite, n-am reușit să distrug asta. Și o să vină monstrulețul ăsta, ia uite-l. Salut, frate. Și ăsta, când se pune odată cu ghearele pe mine, m-a distrus. Hai, repede, că dau ghearele pe la spate. Aoleu, ce m-am împins. Gata, l-am omorât. Puteam să-i dau pe E și să iau mai multă viață de pe el. Azi, și elicopterul, nicio problemă, frate, ia vino încoa. Bă! Bă, ce făcui? N-au, uite ce prost mă, doamne. Ai, vino înapoi, frate. Vino înapoi. Să stau doar eu cu noi. Gata, l-am distrus, opa, și acum pic. Rip, au, au. Hai să mergem la următorul. Strike team, iar vin elicoptere, mă. Și da, acum cam cont de Filist. Mi-a dat Ștefi, vă rog, mersi, frate, te respect. Am avut cont de Filist în 2014-2013, dar am primit keylogger. Hai, hai, distruge-l, distruge-l. Colect de material, n-am reușit. Deci o să trebuiască să-l omor pe ăsta. Și am deja vreo 300 de giga de download de pe Filist. Și am donat la multe jocuri, am donat la Call of Duty Modern Warfare Remastered, adică grafică mai ca lumea. Păi am donat la Call of Duty Black Ops 3, care nu l-am jucat niciodată decât multiplayer pe Steam și chestii de genul, știi? Și o să le fac storyline, știi? După ce termin la asta, la prototype. Ok, cât de timp am de 4 minute, e super tare, super tare. Deci mai am timp, hai să mergem. Hai, dă-i, 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 dă-i
Ok, și au murit monstru și am putut să luăm genetic materialul. Unde-i? Uite și aia. Mă duc direct pe ea. Dă-i! Dă-i în ea! Este măi! Este măi! Uite, mai ești aici. Ia uite și pe ăștia. Bă, ce faci mă, Spider-Man? Ăsta o să vreau să mă... să-i dau o... Mă, deci am 300.000 de puncte. Deci de alea pot să-mi fac upgrade-uri. Să mă satur. Pot să-mi iau chestii noi, abilități noi și chestii genul. Și asta e super tare la jocul. Dar pot să fac și upgrade-uri. Prototype 2 are grafică ceva mai bună. Dar... bine, din 2012. Nu vă imaginați, dar nu știu. Ia... mamă, ce-am plecat. Ia uite, pot să iau mașina și să o arunc. Holy fuck. Hai să mergem să... deci jocul ăsta e super tare, deci dacă vrei să te gen așa în free roam, să când nu faci misiuni, să iei mașini, să faci haos și chestii de genul, why not? N-am reușit, așa-i? N-am reușit, yep, n-am reușit, n-am reușit! Se pune cu ghearele pe mine, au, 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 doare. Hai repede, dă-i! Ala-i, custom, uai, ce am făcut. Și acum, tu boss, ce faci, boss? Rip. Mama, deci am două elicoptere, hai să scap și eu de elicopterele astea. Uite ce fac, mamă, acum o spic. Yay, hai să scap și eu de elicopterele astea, cum mă enervează. Salut, frate. Au, ce fail am dat. Ce căcat am făcut, mă? A, l-am distrus, au. Uai, un monstru, bă. Bă, 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 bă. Du-te, mă, du-te. Ai, s-a pus cu ghearele pe mine. Du-te, mă. Uai, zdoi, bă. De că l-o mor pe ăsta. Hai că-i mor și ăsta. Dar asta o să dau în el. Au. Așa, dracu, hai să-i fur astea. Ce mă, ce faci boss aici? Ce, mamă, uite cum l-am tăiat în două. Ioi. Hai să fug repede la următorul, că ăștia mă împușcă pe aici, mă enervează. Adică nu prea au ce să-mi facă, gloanțele nu prea au. Adică au efect, dar nu mă omor așa de rapid. Colect de genetic. L-am colectat? Este, boy. Gata, mă. Enough, hai să mergem acolo. După ce scap de ăsta și după ce scap de ăsta, s-a mort, mă, ce fail am, dar nu te cred, mă. Aoleo, mai un centimetru cred că aveam, frate. Aoleo, unde trebuie să merg? Pe clădirea asta? Perfect, hai, mergi pe clădire repede, mergi pe clădire repede, boss, repede, 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 mergi pe clădire. Aoleo, de, de, de. De fapt, puteam să scap. Mamă, ce e aici? Holy shit. Knife explosion at regular intervals. Iar genetic materialul. Ioi, coleg, coleg. Before the hive is destroyed. Bă, ăștia distrug hive-ul, bă. Du-te, mă, nici am nevoie, mă. Bă, nu, pui mei, nu. Deci trebuie să-l omor pe ăsta, frate. Hijack, hijack. Salut, frate. Uai, ce-i fara la. Ai, ce-o zbura sânge. Deci unde-i, unde-i, zi repede, uite-l. Unde-i tancul alălalt, că mai trebuie să fie un tank. Unde-i tancul, unde-i tancul, să distrug tancul, să nu distrugă asta de, de genetic material. Deci repede, spune-mi unde-i tancul. Ok, nu-i niciun tank, hai să ieșim repede. Deci trebuie să, dacă vine un tank, să-l distrugem cu tankul. Hai să ne luăm ghearele. A, de fapt am nevoie de gheare, am nevoie de gheare. Că sunt, ia uite, genetic material. Măsă. Tot e, mă. Uai, ce dă-n mine, bă, nu mai dă-n mine. Mi se pare că este și upgrade de heal, au. Au. Genetic material. That's what I need, mamă, ce săracul de el. Și l-am tăiat pe bulangist. Rip. Și acum o să distrug. Mamă, ce am făcut la săracul. Dacă vreți jocul, puteți, eu mi l-am luat de pe Filis. Sau mă puteți fi luat de pe turente normale, de pe The Piratway sau alte chestii. Dar eu mi l-am luat de pe Filis că vreau să fiu mai safe. Da, nu, nu te du, mă. Stai, mă, stai, mă, cu minte. Ioi, ce-au făcut ăștia, bă. Ioi. Mamă, uite cât genetic material, bă. Bă, nu, mă, că uite-l pe ăsta cu tankul, bă. Nu, mă, că-ți distrug ăștia, bă. Și nu mai o să-l trimite genetic material. Stai să-i fur tankul ăsta. Du-te, mă, daci. Bulangist. Stai să-i fur tankul, mă, la bulangist. Ai, ce urât a fost, bă.
Întoarce-te repede, bă, că ăștia distrug, mă, bulangiștii. Unde-i tancul? Ioi, uite, mă. Am desis un elicopter și ălălalt. Și ălălalt. Așa, drecu. Nu de alta, dar ăștia sunt proști, mă, și distrug ăsta de dă genetic material. Aoleu, pică. Uite-și pe ăștia, bă, bula... Ce-o făcut, bă? Futu-vă-n... Așa, unde e genetic material? Nu mai e. Bă, cine trage, mă? Ia uite-l, mă, pe ăsta cu tancul. Futu-s tancul. Aoleu, ce vin ăștia cu tancurile, bă. Nu, deci am de-abia jumate din material. Nu pleca, boss. Stai, bă, nu pleca, boss. De-i cu marșalierul. Așa te vreau, boss. Mamă, deci aici e război, al treilea război mondial, ești de bun. Deci o să omor tot ce aici, practic. Ia uite-l și pe ăsta, bă, ce faci tu, boss? Uai, îmi distruge tancul, bă! Mi-a distrus tancul, bă, coiță! Ai... Au! Bă, eu colectez acum ce pot, dar uite și pe ăștia că mă urmăresc și moșii ăștia. Haide, boss, aici! Haide, boss, aici, uite-mă, aoleo! Nu, bă. Am dat fail, așa e? Mission fail, bine, mă. I was before you. Aoleo. Restore. Bine, hai să ne chinuim. Collect the material. Da, deci trebuie să fim, să fim mai atenți de data asta, să nu-i lăsăm. Eu, da, mă, deci o să continuăm și în episodul următor, dacă nu mai am timp de asta, vă dați seama. Yo, uite-l și pe ăsta. Așa, hai repede să luăm acum la început, cât e, că începutul contează cel mai mult. Acum la început eu da multe. Ia uite cât dă, mă. Ia uite cât dă, mă. Așa, așa. Hai că e bine. Adică am făcut deja aproape jumate. Mă enervează tancurile astea, frate. Duceți-vă în... Opa, l-am întărătat pe ăsta, mă. Scuze, frate, scuze, n-am vrut să dau în tine, mă. Scuze, ești de-a meu, ești de-a meu. Nu o să mă asculte și o să vină să o omoare. Nu, dar gorilele alea mai mult mă ajută, pentru că alea se luptă cu tancurile, știți ce zic? Du-te, mă, dar și cu bazuca ta. Să-i fur bazuca de asta. Șpoc! Șpoc! Auci! Șpoc! Au! Șpoc! Ce-ai făcut, nenicu? Hai repede, că ăștia îmi dau genetic material. Aoleu! Hai repede să luăm. Au, mă, stai, mă, cu minte, mă, boss, mă. Stai, mă, cu minte, mă, boss, mă. A, distrus genetic materialul. A, ba, nu, uite câte sunt. A, nu, stai, nu-s de alea. Mie-mi trebuie de asta galben. Mă, ori. Și tu vin un coace că trebuie să mori. Ce? Tu n-ai auzit că și tu trebuie să mori, așa-i? Uite că o să auzi acum. Spog! Rip. Mă, deci uite cât genetic material e pe aici și eu nu-l colectez, frate. Și uite cât se distruge, man. Până acum completam. Ia! Fuge aici! Fuge aici! Uite-l, mă, fugi mai aici să le, frate! Warning, the hive, nu știu ce, n-am văzut exact ce se întâmplă. Hai, distrugeți, bă, așa, hai că mă ajută. Futu-vă nas, mă. Uite, l-a sosit ucis, ce idiot, mă. Nu mai trage în genetic. Nici tu să nu mai tragi. Ui, adică... Nici tu să nu mai tragi. Ăștia trag în puii mei, ăștia trag în clădire, știi? Cu bazucă și de-aia trebuie să-i omor. Trebuie să, ori să tragă după monștri ăștia. Opa, scuze, frate, n-am vrut să dau în tine. Scuze, scuze, frate. Aoleu, e pe inasol. Hai că mai am puțin, mai am puțin. Nu mai trage în clădire, am zis, bulangiule. Care mai e, care mai trage? Nu mai... Am zis... Nu mai trage în clădire. Nici tu să nu mai trage în clădire. Să nu te mai vezi că faci așa prostii. Mamă, dar mă omoară ăștia, mă.
Am zis că nici tu, n-ai voie. Bă, tu n-auzi că... Eu stăteam și trag în tank. Aoleu. Hai să iau repede, cât mai apuc, că nu mă interesează. După ce iau tot genetic materialul, nu mă mai interesează dacă distruge. Ia uite cât am, bă. Ia... Cât am de colectat, frate. Bam. Au, nu mai trageți, mă, mine. Bulangiștilor. Să iau repede cât apuc, frate, că... Mai unul, cred că trebuie să iau, mai unul. Tu ești alesul vieții mele! Să mor tu, mission complete, atâta, frate. Bine, mă, cât 2500 de EP, 700... Ai, cât e down am făcut, mă. Și-am pus să fug, așa, mă, dar ăștia tot bulangiști. Tot bulangiști, mă, și trag în mine bulangiștii. Băi, deci trebuie să scap de wanted, adică să nu mă mai urmărească bulangiștii. Tu. Ca să nu mă mai urmărească și asta se întâmplă numai aici. Ok, the military. Da, 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 eu te cred acum. Gata, așa acum mergem aici. Save. Create a new slot. Yes. Și bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și de like și noi ne vedem data viitoare. Salut.